Prin aprobarea hotărârii de guvern de astăzi, venim să responsabilizăm toate părțile implicate în achiziția de medicamente și livrarea acestor medicamente către instituțiile medico-sanitare. În special ține de furnizorii de medicamente, unde se năspre sancțiunile pentru nelivrarea produselor conform contractului, deci până la 50% din valoarea totală a contractului. Plus, pentru fiecare zi de întârziere se prevede o penalitate de 1% în caz de nelivrare în termen. Totodată sunt prevăzute responsabilități sporite pentru directorii de spitale, monitorizarea, transmiterea informației lunar către Agenția Medicamentului, totalizarea acestei informații lunar la Ministerul Sănătății, intervenirea rapidă în procurarea sau, zicem, achiziția de medicamente de urgență dintr-o singură sursă sau în baza unor contracte conform legislației în vigoare în caz că sunt necesități stringente pentru populația Republicii Moldova. Aceste lucruri care nu erau anterior atât de clar descrise în regulamentul de achiziție. Pe de altă parte, și Agenția Medicamentului, ca o instituție a statului responsabilă de monitorizarea și executarea contractelor, va avea atribuții sporite în acest sens, dar și responsabilități corespunzătoare. Noi așteptăm să fie publicat acest regulament și această hotărâre de guvern cât de curând în Monitor Oficial. După acest moment, Agenția Medicamentului va procede la discuții, la negocierea cu furnizorii de medicamente și cu ceilalți parteneri în contractele de achiziție, adică toate instituțiile medico-sanitare, fie spitalicești, fie de asistență medicală primară, evident, pentru modificarea condițiilor contractuale.